Da, băieții, tocmai ne-am echipat o nouă zi în paradis, cum spun eu. Aici m-am culcat înăuntru, mi-am făcut cort aici. Și aici m-am culcat în seara asta, la tatuit. Saravale, da. La Saravale, la gara din Saravale. Nu mai ies pe drumul principal, mă duc pe calea ferată până la prima combinație, ca să nu mai ies la drumul principal, că atunci ocolez 2 km. Da, aici m-am culcat aseară, băieții. A venit trenul la ora 7, mi-a tras un flanson, am fost în picioare, că vream, că nu vream. Și acum mergem pe calea ferată până la prima curbă. La revedere, Saravale! Mi-a venit o noapte confortabilă, așa cum arată clădirea asta, tot confortul în somnul tău, nu într-o clădire sau în alte chestii. Da, mergem. Mergem pe calea ferată până la prima curbă de stradă. Mi-a spus unul că dacă mă duc pe calea ferată până la San Petru, o să cam gura la 3 km, 4 km. Dacă mă duc pe drumul principal, 7. Și i-am zis, bă, nu mă pot eu pe calea ferată, eu văd 3 km. E greu să mergi, îți rup picioarele, bolovan. Nu poți accidenta. Ați auzit? Gudinașii. Dai să nu vină trenul. Bine, cam o e să mă ferezi, vine trenul. Mai să nu fie boscheț, că dacă vine boscheț, apoi trebuie să stau între ei, nu vine tren. Nu știu cum, din cât în cât umblă trenul. Și să mă duc până, mă uit deja în spate, să mă duc până la prima curbă. Ah. Poate mulți credeți că am venit cu trenul aici. Nu, am venit cu trenul pe jos, am venit. Nu umblu eu cu trenul. Mi-a spus ăla că până la Arad face 3 ore. A zis, da, și că e bine, zic, că fac 2 zile, am zis. Și tu stai la răcoare, eu mă duc pe căldură. Mamă, dar e mult până la prima ieșire. Deja m-am văzut mașina. Mamă, păi aveam mult de meream înapoi, de mă întorceam pe unde am venit. Că am fost în Saravale aseară, dar n-am avut baterie să filmez. Bă, n-am avut, mă, asta e. Trebuie să scot alea. Bateria de, uite, deci. Nici nu e pus tampon aici, uite acolo. E capul meu, calea ferată. Grația sufletul tău. Nici nu are, n-avea tampon acolo, prins. Tăi de capul meu. România. Vorbim de Italia. Păi Italia, păi aveai tren în orice direcție, mă. Oriunde, mă. Era un tren care ocolea toată Sicilia. Dar nu ocolea trenul ăla. Tă din puncte în puncte. Ceva era acolo. Pe vedeam trenul în fiecare zi. În fiecare zi vedeam că trece pe lângă mine. În Sicilia. Trenul din alea, un vagon, vai și amar de e. Bă, era un vagon, mă. Un vagon. În Sicilia pe acolo, vai și amar de e vagon. Dar era cale ferată și pleca. Era cale ferată și pleca. Extraordinar. Extraordinar. Aici combinații, cum zic eu. Asta e. Ori de dimineață, uite, nici aici nu este. Nici aici nu este, uite, nici acolo nu este. Extraordinar. Și-au ajuns căile ferate române. Mamă. Mi-aduc eu aminte când plecam cu trenul de la Sighet, la Constanța, la București. Erau căi ferate, frate, stabile. Bine că, normal, știi cum e? Că dacă nu faci bani din căi ferate, uite, nici aici, lipsește. Dacă nu faci bani din căi ferate, e normal că nu investești în ele. Nu-i de vină, eu nu văd de vină să fie de vină chestiile astea. Nu văd, pentru că nu sunt pasageri. Eu am văzut în trenul de dimineață câți pasageri au fost, am văzut în trenul de aseară câți pasageri, unul a fost. Unul singur, ăla cu bicicleta. Atât. La trenul din astea nu poți, mă. Nu poți, trebuie bani, mă, să investești în căi ferate. Și cine să facă? Cu banii de bilet n-au 10 lei până la Arad. 10 lei. Pe banii de bilet ce poți să faci, mă, cu un client, mă? Cu tren, mere trenul degeaba. Pe cheltuia la lui, cred că mere trenul. Da, așa ceva doar în România, vedeți. Și țineți minte, suntem aproape de Arad. Deci totuși ar trebui să fie un punct mai important. Da? Uite, aici nici nu-i prins, ia. Aici nu-i prins deloc, ia. Extraordinar. Asta și spuneam. Uite, vedeți pe acolo era drumul, ia, uitați. Dar eu trebuie să mă duc rotă.
Iasă, m-am uitat pe calea ferată, am văzut că duce linia, am apropiat de drum. Dacă mă duc până pe calea ferată, până acolo, la a doua ieșire sunt la Sfânt Petru. La a doua ieșire. Direct în gară ajung. Dacă mă duc tot pe ăsta, ajung în gară la Sfânt Petru. A, nu mă duc pe calea ferată, că e greu. E greu, să mă duc eu 3 km. Nu. Uite, nici aici nu-i prins. Ia mă, să mișcă, mă. Extraordinar. Sper să vadă asta lumea. Filmarea asta, uite, nici aici nu-i prins. Uite aici. Du-te cu trenul în România. Riști. Să te îmborzi. Riști să te îmborzi. Uite, ai zis cum a sunat. Extraordinar. Da, asta e storia de dimineață, băieții. Bun venit în paradis, cum zic eu. Bun venit în paradis, că eu mă uit la picioare, nu prea mă uit în filmare, că nu cumva să mă accidentez, să-mi rup picioarele cu... Uite, nici aici nu-i prins, da. Da, asta e. Ai, văd prima ieșire. Mai am un kilometru până atunci, până la prima ieșire. Și acolo mă duc pe drum, nu mă duc, e mult de mers până. 3-4 km, e mult. Mai bine. Uite. Aici dacă mă prinde trenul, îți mâncat. Uite, mă bag în boscheț. Dacă mă prinde trenul. Mamă, ieșirea acolo. Trebuie să mă grăbesc, să nu mă prindă trenul, că după aia rămân în boscheț. Aici am uit în spate. Vreau să nu vină. Aia zic, mă prinde, n-am unde să stau. Mâncați așa. M-am băgat. Da, băieții, asta e. Grăbesc un pic pasul. Să nu mă prindă nenea trenul pe aici. Că după cum vedeți, mă bag în boschet, spine. Și e destul de lat, credeți-mă că freacă spine ăștia. E destul de lat trenul. Na, am ieșit acum că e cât. Asta e storie de dimineață, băieți. Spre drum, spre Arad. Mâine ajung la Arad, am făcut un calcul că mâine aș ajunge la Arad. Dar vreau să mă duc până la Periam, că am văzut că e acolo un port, pe râu. Să întreb localnicii, că mie nu-mi dă mie pe GPS. Să văd dacă să trec Mureș și o să nu mai mă duc pe la Arad, să înconjor partea aia, știi? Să nu mai o înconjor. Că eu normal până la Arad e un conjor traseu. Vreau să tau râu Mureș un două, să văd dacă pot să trec pe cealaltă parte. Dar întreb localnicii, că pe GPS nu mi-arată pe GPS. Pe GPS nu mi-arată. Vedem, important e să ajungem poimâine, cum spuneam, poimâine la Arad. Da, asta e șmecheria, băieții. Aici sunt și eu de dimineață, la datorie. Opa, am zis, dacă nu mă uit în jos, îmi rup picioarele. Și am nevoie de ele. Uite. Mergem. Uite ăștia de mașină la mine, ce caută la pe calea ferată. În Italia? Deci pe calea ferată? Vine poliția, știi cum, nici nu știi de unde apare. Dacă te vede pe calea ferată. Că crede că pui combinații, știi? Da, da. Cred că pui combinații. Nu ai voi pe calea ferată. Ha, la România. Mă merg așa pe calea ferată, i-am văzut. Și controlul meu, am văzut. Vezi, stai pe el și controlează. În anumite locuri, așa am văzut. În anumite locuri, așa am văzut. Acum iară mă bag pe boscheță. O, băgame așa. Și deja mă uit în spate să nu mă prinde trenul. Da. Ăsta e drumul, băieții. Închid filmarea. Ca să am un pic mai loc de mișcare, că mă grăbesc să nu mă prind. Ia, boscheții. Să mă duc spre următoarea locație. Ne vedem la următoarea locație, băieții, cu anumite combinații. Să vedem ce găsim pe acolo și ce putem să vedem mai departe. O zi bună, băieți, a mea, a început. V-am pupat, ne vedem pe cealaltă parte. Pa, pa.